Aș vrea să vă exprim câteva gânduri atunci când am văzut pentru prima dată o balerină. Știm că între noi, între oameni, comunicarea o reprezintă ceva mai mult decât simplele cuvinte. Noi putem comunica nu numai prin cuvinte, ci și prin gesturi, prin mimică, prin priviri și prin, aș putea spune, mlădierea întregului corp după o melodie. Putem transmite, tăcând, multe sentimente și tot ceea ce poate fi mai frumos în această lume. Puritatea unei balerine, și dacă ar fi să îmi dau un răspuns, cine poate vorbi mai mult despre dragoste, despre puritate, despre curățenie, despre curăția sufletului, fără să folosească cuvintele, v-aș spune că este balerina. Balerina sau balerinele pe care le vedeți aici sunt balerinele de la Școala Populară de Artă, conduse de un ardelean jet-beget, domnul profesor Hațegan Ioan, care, știți bine, ne-a ajutat într-un spectacol în care am realizat lucruri mari pentru Covăsâns. Vreau să vă spun că e un om extraordinar care dă cele mai scurte comenzi. De fapt, îl și vedeți aici. Comenzile lui sunt doar atât. Hai! Și în momentul când spune hai, toată lumea tremură. Îi mulțumesc foarte mult pentru dăruirea pe care o arată față de copii. Și veți vedea că pe lângă acest răstit hai de ardelean, transmite foarte multă căldură, pentru că acești copii nu pot să arate decât ceea ce preiau de la profesorul lor. Tandrețe și puritate. Thank you.
acum să le și prezint pe Covăsânțence. Sunt multe la balet. Mi-e greu, dar trebuie să le prezint. Fetele Popi din Covăsânț. Aici e talentata familiei și aici e smărândița Popi. Dar sunt însoțite în drumul lor spre talent de către Iulia Jiva, micuță dar talentată. Și culmea, acum am cunoscut și eu enoriașii. Mai am o enoriașă. Care-i din Covăsânț? Mâna sus. Tu, Carla. Ieri am cunoscut-o pe din Covăsânț. Le mulțumim foarte mult.